Tuturor, ne putem aștepta la o zi liniștită. Berbec, în prima parte a zilei este posibil să fiți nevoiți să faceți un drum scurt neplanificat. Deși se anunță câteva dificultăți, aveți șanse să rezolvați tot ce v-ați propus. Taur, astăzi s-ar putea să fiți invitat la o întâlnire cu persoane apropiate. Profitați de ocazie pentru a vă relaxa și a vă detașa de problemele cotidiene. Gemeni, se anunță o zi destul de aglomerată, dar beneficiați de suficientă energie și puteți avea realizări frumoase care vă aduc satisfacții profesionale și materiale. Este posibil să primiți un cadou util pentru locuință. Rac, este posibil ca un eveniment neașteptat să vă determine să vă puneți în aplicare planurile de a vă face anumite modificări în locuință. Dacă apelați la ajutorul financiar al unei persoane mai în vârstă din familie, s-ar putea să fiți nevoiți să țineți cont de sfaturile sale. Leu, vă bucurați de armonie în familie și aveți șanse de succes în toate activitățile legate de cămin. Fecioară, s-ar putea să aveți tendința de a fi cu capul în nori. Limitați-vă la activități de rutină și amânați luarea unor decizii importante atât în plan profesional cât și personal. Balanța, ar fi bine să amânați întâlnirile de afaceri programate pentru astăzi, fiindcă este posibil să nu fiți în cea mai bună formă intelectuală. Nu luați decizii importante în plan profesional. Scorpion, în prima parte a zilei este posibil să survină evenimente neașteptate care vă dau programul peste cap. Nu este exclus să fiți nevoiți să plecați într-o călătorie în interes profesional anunțată în ultimul moment. Săgetător, dacă intenționați să faceți schimbări în locuință, acum este un moment propice. Este o zi bună pentru a face curățenie generală și mici reparații. Capricorn, dacă reacționați cu calm, puteți să evitați o ceartă și să găsiți o rezolvare eficientă a problemelor. Vărsător, aveți idei originale apreciate de cei din jur, dar ar fi bine să țineți cont și de sugestiile lor. Vă sugerează să nu vă implicați în activități importante, în afaceri sau în activitatea profesională. Pești, nu începeți proiecte sau activități noi pentru că riscați să luați decizii greșite. Sfaturile unei persoane apropiate v-ar putea ajuta să evitați o încurcătură neplăcută. Atât pentru moment, să aveți o dimineață frumoasă!